rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Inspirăm atot prezența sa în preasfânt numele său și expirăm chipul nostru de păcat. Cu rugăciunea vei pune sabia în mâna lui Dumnezeu să bată el pe cel ce se războiește cu tine. Cu numele lui Iisus, spus întâi cu gură, apoi cu mintea, pătrundem din afară spre lăuntru nostru către Iisus, care la rugăciunea noastră bate război cu protivnicul din gânduri și ne izbăvește de asupririle patimilor. Rugăciunea minții sau rugăciunea inimii are temeiul acesta, descoperit de însuși Iisus, că fără mine nu puteți face nimic în privința izbăvirii de patimi, deci în privința mântuirii. Să fii atent ce vine pe ecranul minții și să ștergi cu pomenirea Domnului Hristos. Să nu stai uitându-te la El. Omul nu poate păzi prima poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta, cum ne poruncește Domnul, decât prin mijlocirea rugăciunii mintale. E mai plăcută lui Dumnezeu și e mai auzită strigarea minții și a inimii decât strigarea gurii. La rugăciunea minții și a inimii primim ceea ce ne este de folos. Ce nu primești rugându-te, nu-ți folosește. Depănarea rugăciunii lui Iisus e și har și nevoință. Este și lucrarea Duhului Sfânt și este și strădania omului. Ca să ajungem cu adevărat la stările sufletești corespunzătoare, la experiența fericirii, trebuie să fim atenți ca nevoința noastră să urmărească continuu uscarea patimilor și sporirea smereniei. Smerenia e starea normală a minții. Mândria e starea de nebunie sau începutul nebuniei. Cei ce zic rugăciunea lui Iisus cu multă dragoste, văd în continuu cum fulgeră puterea lui îndrăznelile vrășmașului către minte, către inimă și simțuri. Rugăciunea minții are și stări superioare, când izbăvindu-se patimile, se dea până de la sine fără cuvinte într-o nesfârșită dragoste de Dumnezeu, de oameni și de toată făptura. Amen.